Dragi creștini, surori și frați, vă rog să vă așezați. Înainte de plecare, acum, după binecuvântare, vreau să fac, cum se cuvine, o orare doar de bine. Prima dată, aș zice eu, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce El ne-a dat în anul ce s-a încheiat. Iar în noul an dorim mai aproape să-L simțim, pe tot să ne ocrotească și de rele ne păzească. Ca păstor al biecezei, la acest ceas al amezei, mă îndresc spre fiecare pentru a-i face o urare. Dragi copii, să fiți cuminți, ascultați-i pe părinți, școala să o frecventați, note bune să luați. Credincioși să fiți mereu, să-L iubiți pe Dumnezeu și între voi să vă iubiți, sănătoși mereu să fiți. Și apoi să nu uitați zi de zi să vă rugați. Vă doresc să ajungeți mari, buni la suflet, gospodari, să fiți harnici și frumoși, simpatici și sănătoși. Dragi tineri, scumpe vlăstare, vouă acum vă fac urare, să fiți tari și curajoși, buni la suflet, inimoși, iar credința să o păstrați chiar și atunci când vă distrați. Vă îndemn, dacă se poate, să urmați o facultate, lucruri bune să învățați și la alții să le dați. Voi să faceți împreună ca să avem țară mai bună, dar vă rog tare frumos, învățați conștiincios, fără pile, influență, fără nicio corigență. La examen când intrați, ceață tuturor să dați. Lucruri bune vă însușiți, de folos țării să fiți. România să înflorească, faima ei în lume crească, lumea toată să se mire, să se dea la toți de știre că nu-i țară mai bogată de la Dumnezeu lăsată, nicăieri în lumea asta ca a noastră țară. Basta! Dragi surori și frați adulți, voi sunteți, cred, cei mai mulți. Vreau să vă adresez și vouă două vorbe, 7, 9. Vă urez întâi de toate multă, multă sănătate, să lucrați mereu cu spor înalțării Sfânt Ogor, să împliniți cu sârguință a lui Dumnezeu voință. Spor în muncă aveți mereu și credință în Dumnezeu. Vă mai dau acum sfatul, nu-L lăsați pe necuratul, viața El să vă distrugă, că-i și ret și multe îndrugă. El încearcă în tot felul, umblând, da, cu zăhărelul și cu ai lui faliți din lume, să vă strice bunul nume, să vă țină, da, mereu, separați de Dumnezeu și încet, încet, așa, să vă prindă în plasa sa. Stați, vă rog, să stați mereu, numai lângă Dumnezeu, pe El tot să-L adorați, cinste și mărire-i dați. Să înflorească în toți credința, dragostea și umilința. Fiți senini, să fiți voioși, totdeauna credincioși. Dragi persoane în vârstă care așteptați și voi urare, uite acum eu vă fac fără să-mi dați vreun colac. Vă iubim, să știți, pe toți, noi, copii, tineri, nepoți. Sfaturi bune să ne dați și mereu să ne învățați. Viața să o trăim corect, cu iubire și respect. Să lăsăm așa ca voi pentru generațiile noi un exemplu bun și un sfat demn să fie de urmat. Voi sunteți ca o comoară și n-am vrea ca ea să piară. Vă dorim ca să trăiți într-un mulți ani fericiți. Pentru noi să vă rugați și povețe să ne dați. Iar la urmă, când o fi, Domnul știe, veți muri,
Sfântul Petru vă primească sus în patria cerească. Aș mai vrea acum să fac o urare cu mult drag pentru dieceza întreagă, care mi este așa de dragă. Scump creștini, surori și frați, fruntea sus s-o ridicați și cu drag să mă ascultați. Vă urez la fiecare și o fac cu înflăcărare, anul nou cu sănătate, cu belșug și cu de toate. Să trăiți, să înfloriți, în credință tari să fiți. Zi de zi, mereu, mereu, să-L iubiți pe Dumnezeu. Crucea vieții s-o purtați cu răbdare, iubiți frați. Să fiți buni și sănătoși, mereu veseli și voioși. Pe dușmani vă rog iertați, chiar de-i greu, să nu uitați că în iertare dovedim cât de mult știm să iubim. Pentru aceasta nu încetați zilnic ca să vă rugați, cel de sus să vă ajute ca să creșteți în virtute. Pe toți Domnul, peste toți Domnul coboare mila sa ocrotitoare, să vă țină, da, uniți, bucuroși și fericiți. Încă aș vrea acum un pic, două vorbe să mai zic despre radioul care este o binecuvântare pentru dieceza întreagă ce ne este atât de dragă. RCS FM se numește, toată lumea îl îndrăgește, are grilă încărcată, foarte diversificată, cu emisiuni bogate, foarte, foarte variate. Are un colectiv unit, drept vă spun, rămâi uimit. Azi de sfântă sărbătoare, le urăm la fiecare să lucreze cu succes, să facă mereu progres, să muncească noul an cu avânt și cu elan. Lumea care îl ascultă să găsească hrană multă pentru suflet, pentru minte, mult succes, tot înainte. Iar acum, la final, vă voi face un mic semnal ca, uniți într-o cântare, să urăm la fiecare, la mulți ani cu sănătate, cu belșug și cu de toate, să avem în suflet har, bani destui în buzunar, să putem plăti nu în rate, chiar facturile umflate. Datorii să nu avem, ba din contra, să putem pune și ceva deoparte pentru zile negre, frate. La mulți ani, surori și frați, hai, acum, hai, cântați. Asta e ce am avut de spus, laudat să fie Iisus.